nu mizați pe faptul că toți comercianții din piețe sunt cinstiți. Săptămâna asta, fiind una mai specială și ca și aprovizionarea populației, mai ales din piețe, atenția ne este sporită în ceea ce privește asigurarea împreună cu organele de ordine și prin organele de specialitate, prin serviciile descentralizate, să asigurăm o bună funcționare a actului comercial în piețe, mai ales în ceea ce privește comercializarea cărnii de miel, de ied, a produselor din carne în general și a verdețurilor. În ultimele zile, controlele în piețele din municipiul Pitești s-au intensificat, spune primarul Tudor Pendiuc. Zilnic se întreprind câte 2-3 controle în piețele municipiului Pitești de către comisii mixte, de către echipe mixte. Dimineața, după amiaza, în cursul zilei, la ore diferite, astfel încât să descurajăm acel act pe care l-a sesizat și dumneavoastră, de indisciplină și altele, dar mai ales pentru a crea acea siguranță pe care trebuie să o aibă cetățean. Nu cumpărați carne de la colț de stradă și fiți atenți să nu dați banii pe altceva decât pretinde comerciantul. Între miel și câine se poate face ușor confuzie, așa că fiți cu băgare de seamă.